Bună ziua, bun găsit între prieteni! Într-o eră modernă în care ne găsim tot mai mult refugiul în tehnologie, este oare dragostea la un click distanță? Și dacă da, cum e lumea datingului online? Cum reușesc oamenii să găsească partenerii potriviți fără să cadă în capcane? Despre acestea și multe altele legate de acest subiect vom vorbi cu invitatul nostru, Sorin Lucaci, psiholog. Bine te-am găsit, Sorin! Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că am revenit la tine. Și eu mă bucur tare mult pentru că mereu alegem așa subiecte inspirate, iar despre dating online, ce să mai zic, că putem să discutăm mult și bine despre acest subiect și nu întâmplător am ales datingul online, pentru că tu vii și cu recomandări foarte interesante. Da, da, da. Uite, apropo de subiectele pe care le găsim noi, discuția noastră, întâlnirea noastră este prilejuită de apariția acestei cărți. Sună este bine. Este vorba despre un coach relaționar, Matthew Hussey. Și îți mărturisesc sincer că vineri seara am fost la un eveniment cu prietenul Andrei Vulpescu și psihoterapeuta Alexandra Năstase. Și bucuria mea a fost că erau persoane de sex feminin, doamne, sau undeva în jurul vârstei de 30, 35, 40 de ani, care auziseră și îl urmăreau de câțiva ani pe Matthew Hussey, lucru care n-a putut decât să mă bucure. El este un coach relațional, la nivel internațional, un speaker foarte cunoscut. Are, cred că astăzi dimineață mă uitam pe pagina lui de Facebook, 5 milioane de urmăritori. Foarte multe apariții pe canalele de social media, YouTube și Facebook. Este un om care vorbește pe înțelesul femeilor și vine cu această carte. În sfârșit un bărbat care înțelege femeile. Exact. Și chiar uite, descoperă secretele minții masculine cu cel mai apreciat. Asta e minunat că dă din casă. Un titlu, zic eu, mai mult decât sugestiv. Așa este. Găsește-l, cucerește-l, păstrează-l. Așa că iată, această carte și discuția noastră este o invitație pentru doamnele care sunt într-o relație și vor să o îmbunătățească, pentru că vedem, este subliniat, și păstrează-l, cum îl menții pe bărbatul dorit în relația respectivă, dar și pentru cele care nu sunt într-o relație și și-ar dori. Și Matthew Hussey vorbește foarte frumos în această carte, repet, este o carte extrem de accesibilă, vorbește despre foarte multe lucruri. Ce înseamnă să fii, spune la începutul cărții, o femeie de mare valoare? El vorbește despre autenticitate. Cât de frumos, cât de bine, cât de sănătos, cât de firesc este ca femeie să fii autentică la întâlnirea cu un bărbat. Să nu amestecăm acolo niște lucruri sau să nu cosmetizăm. Să nu venim cu niște măști. În dorința noastră de a fi foarte dezirabile. Da. Oricum, când te duci la primele întâlniri, toți vor să arate că au cele mai bune, nu știu, calități și așa mai departe, nu? Lăsăm defectele la o parte. Alea nu, că nu există încă. Sau cu speranța că acele defecte nu vor fi văzute de către parteneri niciodată. Așa. Dar cu aceeași mentalitate merge și bărbatul. Exact, da. Pentru că nu este perfect, nimeni nu este. Păi, chiar vorbește Matthew Hussey în carte, nu există bărbatul perfect pentru o femeie sau bărbatul ideal. Dar există bărbatul potrivit. Și, luându-le așa, punct cu punct, el vorbește despre faptul că e foarte important să socializăm, să interacționăm. Bineînțeles că nu-ți vei găsi partenerul potrivit dacă vei sta numai în casă. Da, și te vei uita pe internet și atât. Exact. Da. Deci trebuie să primești cu bucurie invitațiile pe care prietenele sau prietenii ți le fac atunci când, nu știu, hai să mergem la munte, hai să mergem la mare, hai la restaurant sau la concert. La o petrecere. Da, da. Oriunde putem să socializăm, să interacționăm, pentru că n-ai de unde să știi dacă la acea petrecere sau dacă în acel loc nu va veni un bărbat care împărtășește aproape aceleași valori cu tine, da? Și faceți este un bărbat match. Disponibil, emoțional, pentru că ăsta este primul lucru important. Nu ne băgăm în alte relații. Nu, așa. Doamne ferește, noi uităm la verighetă, nu? Chiar vorbeam ieri cu niște prietene, că noi femeile, dar noi femeile scanăm, exact, știi? Și dacă ne oprim la verighetă. Era să zic suntem, dar nu sunteți femei atente la detalii. La detalii, așadar, nu știi de unde, cum spune Matthew Hussey, sare iepurele și găsești bărbatul potrivit. Deci e foarte important să interacționăm și el vorbește de o progresie aritmetică. Cu cât ai mai multe
dating-uri, cu cât ai mai multe întâlniri, cu atât există șansa să găsești... Rata de conversie. Una este să te întâlnești într-un an cu 3 bărbați sau cu 5 bărbați și să vezi că de fapt niciunul. Da. Și alta e, nu știu, 20, să spunem, și din aia... Dar știi cu ce seamănă? Exact. Seamănă ca aplicațiile la job. Cu cât aplici mai mult, mai trimiți mai multe CV-uri, 100, ai șanse să te sună 10 oameni. Păi, și acolo e cam același lucru, pentru că îți dorești un job pe măsura valorii tale, a dorinței tale și, până la urmă, a ceea ce tu îți dorești. Da. Iarăși ce spune Matthew Hase foarte frumos și ăsta este un subiect care ar putea... Am putea să-l dezvoltăm, nu? Separat. Da. Feminitatea. E, da. Nu înceta să fii femeie. Feminitatea și problematica egalității au ajuns atât de încurcate una cu alta, încât simplu fapt de a purta această conversație chiar pare periculos. Pentru că cartea are și mult, vorbește el cu mult umor. Deci ce înseamnă ca să captezi atenția unui bărbat să fii feminină? Ei, multe femei spun, păi cum nu sunt feminină, că doar sunt femeie. Da, dar Matthew Hasey se referă și coroborează cumva toată treaba asta cu autenticitatea. Uh-huh. Cu a fi feminină. A fi feminină, spune Matthew Hasey, nu înseamnă doar să te aranjezi, da, să te machiezi, să te fardezi, să bucle, rochii frumoase, toculețe. Tot ce vrei tu ca partea aceasta de accesorii. Uh-huh. Ci pur și simplu el se referă la atitudine, la a avea o atitudine feminină. Un alt exemplu foarte frumos îl spune Matthew Hasey în carte. Când un bărbat se oferă, dă-i un exemplu. Așa. Când un bărbat se oferă, e frig afară, e răcoare. Da, da. Și își dă sacoul, jacheta, și vrea să ți-l ofer, da. Normal că l-accept, doar mi-e frig. Păi nu, că nu-i mai chestia că ți-e frig. Glămesc. Da. Dar este un gest foarte frumos, exact. Și cumva o face din grijă pentru tine și își arată, nu... faptul că și te place, că și te place. Logic. Tu primești atenția și grija lui, exact. Iar tu în schimb, pentru că vorbim de o relație tu trebuie de să drăgălaș, atât. Tu în schimb îl validezi. Da, așa este, da. Ceea ce multe femei nu fac. Îi validezi gestul de protecție. De cavaler. De protecție, acceptându-i și mulțumești. Da. Fără alte explicații sau... așa. Da, aici intrăm, știi cum e, în discuția aceea că acum femeile sunt construite așa de societate să fie independente și să se descurce ele singure în orice situație și puternice, și se mai miră de ce unii bărbați le deschid ușa și zic, păi da, pot și eu să-mi deschid. Sau știi cum e. Sau de ce bărbații fug. Sau de ce bărbații fug, da. Știi? Pentru și așa. Că și asta atinge chestia asta. Da. Cum trezești interesul unui bărbat de a te suna și a doua zi după întâlnire? După a doua sau după a treia întâlnire, da? Da. Și ăsta e un lucru foarte important. Adică, bun, tu ca femeie, da, poți să fii în stare să faci multe lucruri similare cu un bărbat. Dar dacă tu le faci, el se va simți ignorat, frustrat și va întreba, bun, și rolul meu care e? Care mai e rolul meu în această relație? Da. Dacă eu îmi doresc atât de mult să am grijă și să te protejez și să-ți arăt afecțiunea mea, iar tu faci lucrurile astea ca și cum ești atât de independentă, încât, nu că sună aiurea, că nu trebuie să existe o relație de codependență, să ai nevoie dar fiecare de trebuie dar să știe vorbim de nevoia de rolul grijă, în relație, da. De protecție și mai ales, cum spune Matthew Hasey, nevoia de siguranță. Femeia își dorește siguranță și predictibilitate, mă gândesc. Și încredere, da. Exact. Stabilitate, exact. În relația respectivă. Uite, cum îi transmiți unui bărbat disponibilitatea de a ieși cu el la o întâlnire? Iarăși un lucru important. El demontează în această carte, de aia mi se pare extraordinar. Sunt multe mituri, da. Multe mituri. Da. Faptul că nu întotdeauna, după cum suntem noi obișnuiți, bărbatul trebuie să aibă întotdeauna inițiativa unui început posibil de relație. Sau... Da, aici zic femeile, păi și ce să fac, să mă duc eu să te întreb dacă vrei să ieșim în oraș? Adică e o așteptare, așa, cine face primul pas? Da, dar știi ce se întâmplă? De cele mai multe ori, crede-mă, fiecare dintre cei doi parteneri, așteptând ca celălalt să facă primul pas, da. Hai măi, fată, mă, că aș fi ridicolă dacă aș face... Nu, n-ai fi ridicolă dacă ai face primul pas. Da. Îți arăți interesul. Ce înseamnă asta? Băi, noi acum vorbim despre bărbații de calitate, normal. De care vorbește Matthew Hasey. Da. Bărbatul respectiv va aprecia faptul că din o masă de sau din mai mulți bărbați din un grup, whatever, de unde are ea cunoștințe, ea te-a ales pe tine. Exact. Așa ea se zice că femeia alege. Prin acea cină, să spunem, sau prânz, sau ce-o fi el, își dorește să te cunoască mai bine. Deci asta înseamnă că ea
își arată deja interesul față de tine. Lucru care nu poate decât să te măgulească. Da, femeia respectivă mă place, femeia respectivă vrea să mă cunoască. Nu, nu înseamnă că dacă face chestia asta, nu știu, ea a avut tupeu da, și sau și-a pus pantalonii, știi cum da, e. Exact, da, exact, foarte bine spus, da. Și-a pus pantalonii. Da. Și pe mine ar trebui să mă pună pe fugă chestia asta, că ar fi, vezi, Doamne, lipsit de feminitate dacă ar face primul pas? Nu. Uh-huh. Am mai vorbit de interacțiune, de socializare. Sunt foarte multe femei care își pun această întrebare. De ce nu mă mai sună? Sau de ce? E, cât de autentică ai fost și cât de în acord cu propriile tale valori? Ce fel de discuție ați avut? Iarăși dă el un exemplu, Matthew Hussey, dacă te duci la o întâlnire cu un bărbat și el va monopoliza discuția și va vorbi numai despre el și despre tot ce... Așa. Fug! Și el nu, exact, și el nu te va asculta. Am fugit. E clar că el nu are nevoie decât de cineva care să-l asculte. Da. Săracuie ne vorbi de mult. Așa. Și n-ai ce să mai ceri, cum s-ar zice. E valabil și... Da, și da, mai e un mit și spunem dacă îl demontează și pe acesta, dacă bărbații sunt interesați numai de aventuri sau sunt și foarte bine că relații serioase pe acolo. De fapt, mi-a adus aminte că era și ăsta pe listă. Și spune foarte frumos Matthew Hussey, ca și o femeie, chiar dacă o femeie este mai emoțională, da, în toate manifestările ei, și nevoi și dorințe și așa mai departe, și bărbatul este mai vizual, este atras de fizicul femeii, există acolo, vorbește Matthew Hussey, nu știm lucrurile deja, de chimie între cei doi parteneri de atracție și așa mai departe. Bărbații, și îi excludem pe cei foarte, foarte tineri care își doresc doar să se distreze și vezi, Doamne, bărbatul ancestral este un vânător care aleargă după mai multe femei și vrea sex și așa mai departe și distracție. Nu. Bărbații vor relații. Dar vor relații de calitate. Autentice. Da. Vorbim de relații autentice, de relații de lungă durată, nu intru într-o relație două luni, trei o lună luni. De zile, două, trei și așa mai departe. Deci vorbim despre relații autentice. Acea sintagmă pe care o spun femeile de cele mai multe ori, păi, eu vreau o relație. Unde sunt bărbații? Se întreabă femeia. Păi, și unde sunt tot timpul apare întrebarea asta. Da. Eu vreau o relație serioasă. Și acel serioasă, ce înseamnă de fapt? Înseamnă commitment. Asta înseamnă. Exact. Și angajament. Da. Și implicare emoțională. Da. Și să-l vezi că e atent la tine. Maturitate emoțională de ambele părți. Da? Eu am auzit că bărbații se maturizează după 40 de ani. Să-mi e zici posibil. Dacă așa e. Știi cum? Sunt așa de obișnuit. Bă, poate că nu e bine. Sunt așa de obișnuit să dau crezare, într-adevăr, unor studii sau unor cercetări. Dar știi că-s diferențe între creierul femeii, creierul bărbatului, că fetițele sunt mult mai mature încă de când sunt mici de față de băieți, că sunt diferențe și se, știi, se păstrează. Ia tu un, nu știu. Știi cum e... aluneci fără să vrei în tendința asta a generalizării și a teoretizării. Da. Că n-ai cum altfel. Da, n-ai cum, normal. Dar dacă e să luăm așa, iei o femeie tânără de 25 de ani și un bărbat tânăr de 25 de ani normal. La aceeași vârstă, ea poate că este mai matură emoțional și poate că știe mai bine ceea ce vrea de la viață, spune, decât el, cum spuneam, poate că își dorește distracție. Uh-huh. Oricum, sunt și lucruri care le spune Matthew Hussey în carte legat de celibat. Așa, da. Că, vezi, Doamne, un bărbat singur, burlac, celibat, care iubește, să spunem, independența și singurătatea, nu stă pe roze de cele mai multe ori. Adică nu este genul ăla decât dacă, eu știu, are foarte mulți bani și își permite niște vacanțe exotice și tot timpul e plecat și așa mai departe. Dar altfel, chiar m-a amuzat chestia asta. Nu prea sunt de acord, dar m-a amuzat, zice, un bărbat burlac stă singur cu prietenii și se îmbată în fiecare uite. Na, îți dai seama că și aici are sunt o viață boemă, așa cum o viață zice. Mai boemă, dar cred că ține de la așa zic și eu. Da, și în funcție de experiențele fiecăruia, prin ce a trecut și cam ce vrea în momentul respectiv. Da, apropo de experiențe, și iarăși amintește foarte bine Matthew Hussey ce înseamnă ascultarea activă. Posibil ca un bărbat să dea senzația că dispare ca măgarul în ceață. Da. Sau a doua zi după bagă primele întâlniri, numai așa. Se zice, așa. Deși femeia vine și spune, Doamne, dar a fost așa de frumos. Am fost minunat. Interesant, am discutat, am toate alea, am făcut și sex și așa mai departe. Și cu toate astea, după aceea nu am mai...
Există, spune Matthew Hassey, și un lucru de bun simț până la urmă, știut de toată lumea, faptul că sunt și bărbați care au trecut, să spunem, prin niște traume sau au trecut prin niște dezamăgiri. Chiar, nu știu, jur vârstei de 20 sau până în 20 sau după 20 de ani, au avut niște experiențe neplăcute. Au fost trădați, au fost mințiți, au fost înșelați, au fost... Da, și-au pierdut încrederea. Și-au pierdut încrederea și atunci nu se mai deschid ei atât de ușor și nu mai vin cu atât de multă... Aplomb și încredere într-o... Dacă și de data aceasta... O să fiu rănit. Da. Și atunci nu are femeia o problemă cu ea însăși, ci trebuie să se raporteze la bărbatul din fața ei, să spună, eu sunt ok, eu am parte, știi tu, de atașament, să zicem, securizant în relațiile mele, el are parte de un alt tip de atașament, are el traumele lui, adică nu trebuie să stau să mă învinovățesc. Uite, fii atent. Da. Întâmplător am, că nu mi-am pus post, întâmplător am deschis aici apropo de discuția noastră, adevăratele motive pentru care nu sună. Așa. Bărbații, cum spuneam eu cu mult umor, zice Matthew Hassey, așa bătuți în cap cum sunt, ne scuzăm acum pentru bărbații care se vor uita, normal, au capacitatea de a exprima surprinzător de clar de ce nu interesează să cultive o relație cu o femeie. Multe dintre remarcile lor izvorăsc din propria nesiguranță, da? Apropo de traume, ca de abandon. Da. Eu mă implic într-o relație și voi fi părăsit la un moment și voi suferi de da? Și atunci mă mai implic. Da. Dar realitatea e că lucrurile pe care le gândesc bărbații sunt de tipul celor de mai jos. Și spune, mă rog, a fost drăguță și atât. N-a existat prea multă intensitate. A fost plictisitoare, spun unii, sau a fost prea agresivă, a fost prea superficială, a dat impresia că este disperată. Vezi? Da, și ei scanează. Da, scanează și ei, da. A făcut eforturi prea mari să mă impresioneze, apropo de autenticitate. Deci am venit cu... dau gata. Și stai că nu e ceva natural ceva, acolo. E ceva acolo, da. În alte cazuri a fost prea negativistă, e o drama queen, origina dramei, și ar fi un coșmar pe termen lung. Deci uite-te ce mai adaug eu una, nu știu dacă mai ai acolo pe listă, să fie needy, cum se zice, femeia, să ceară foarte multă atenție, sau să fie hard to please, să fie greu de mulțumit și să vină cu tot felul de cerințe, de doleanțe, știi, și tu trebuie să stai să investești tot timpul în femeia respectivă și devine obositor pentru bărbat. Da, că nu e o chestie naturală, adică nu ai să dai... Da. Să primești, primești și alta este, nu știu, să nici nu primești cum ți-ai dori și de fapt celălalt să aibă așteptări de la tine tot timpul să dai, pentru că de fapt cerând foarte mult și având foarte multe expectații, așteptări, speranțe în relația respectivă, e clar că acolo probabil că femeia respectivă nu a primit. Așa este, are suficientă, și ea bagajul ei. Are și ea sărătărie, ea însăși de vină. N-a primit suficientă atenție, suficientă afecțiune, validare și așa mai departe. Și mai ales în relația cu tatăl. Acolo e hiba. Cu părintele de sex opus. Așa și mai era una, n-a existat afinitate. Și mai poate întâmpla și nepotrivire de caracter. Da, lipsă de afinitate erotică. Da, foarte frumoasă discuția noastră și cartea cred că este savuroasă, așa că le recomandăm telespectatorilor să o caute și eu te mai aștept în emisiune ca de fiecare dată cu mare plăcere. Sorin, îți mulțumesc mult. Mulțumesc.